cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața din nou. Am schimbat filtrul la cafea, am pus cafea proaspătă, mai ales că partea aceasta de emisiune și partea a doua emisiunii de astăzi e cu un coleg de breaslă și se știe că noi bem foarte multă cafea la locul de muncă. Am bucuria și plăcerea de a avea în studio împreună aici, poate dăm și un cadru general cu tot studio, așa ca să vadă lumea că suntem într-un studio, pe colega mea de la Roman, Teo Baciu, Teodora Baciu, pe afișele electorale, vai, numai pe afișe, nu mă gândeam că te văd electoral. Nici eu nu m-am gândit până acum vreo câteva zile. Teo, bine ai venit în emisiune și în această postură. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă revăd. Sincer, urmărind activitatea din ultima perioadă a ta, care s-apropia acolo pe lângă jurnalism și de foarte mult civism, de activitate civică, ONG, dar activitate civică în general, mă gândeam la un moment dat că tu sau cineva din jurul tău veți face pasul spre zona de activitate politică. Dar nu m-am gândit așa de repede și nu m-am gândit că vei fi tu acum candidat la primăria municipiului Roman. Admir curajul, te invidiez că ai făcut acest pas, dar tot trebuie să te întreb ce te-a apucat. Da, câteodată sau și eu și mă întreb ce Dumnezeu Sfântul m-a apucat. Înainte să se dea examenul de titularizare, care a fost miercuri, m-am dus frumos la Piatra Neamț, mi-am depus dosarul. Din toamnă voiam să devin profesor de cultură civică, să fiu foarte sinceră. Însă a doua zi după ce mi-am validat dosarul, a venit această propunere. I-am întrebat pe colegii mei, pe actualii mei colegi de partid, dacă au făcut insolație că vorbesc prostii, după care m-am dus acasă și am vorbit cu familia. Și pe lângă multele argumente pro și contra care mi s-au adus, copilul meu, care are 14 ani și care e mai revoluționar așa din fire, mi-a zis două chestii. A spus, unu, indiferent dacă vei câștiga sau vei pierde, toată această experiență va fi o lecție și pentru tine și pentru noi toți. Da, și doi, corect, are. La 14 ani gândește foarte serios la mulți ani, mulți înainte ani. Mulțumesc. Și doi, când peste un an sau doi vei scrie despre ce prostii au mai făcut unii pe la primărie, te rog frumos să menționezi jos în articol, am avut șansa să schimb ceva și am dat cu picior. Foarte frumos. Foarte frumos gândește copilul tău. Să vedem acum cum gândești tu. Și am analizat tot ce este pro, tot ce este contra și m-am gândit că dacă ceilalți din jurul meu sunt oameni care n-au mai fost implicați politic, care nu vin de la partide tradiționale, care nu au mai avut de-a face cu acest domeniu și consideră că împreună putem face o echipă bună, am zis, de ce nu, haide să încercăm. Dacă ar fi existat o posibilitate legală să candidăm fără a fi implicați într-un partid politic, am fi făcut-o, dar ca echipă mă refer. Însă, după cum știm, legea electorală spune că o listă de candidați independenți este nulă de drept. Da. Și atunci ai ales acest partid politic împreună pentru Moldova, da? Care a plecat dintr-o inițiativă civică inițial, o asociație legată de dezvoltarea, în primul rând, discuția pe autostrada A8, da? Dar nu numai. Și s-a ajuns la acest concept împreună pentru Moldova, o regiune care știm cu toții că a fost văduvită de tot ceea ce înseamnă investiții majore care să-i permită o dezvoltare. Ca jurnalist, pentru că eu te consider jurnalist înainte de toate, ca jurnalist, acum nu ești tu candidatul, ești jurnalist, crezi că acest gen de partide regionale sunt soluția pentru viitor sau numai soluția pentru Moldova? Eu cred că
sistemele electorale pe care le întâlnim în alte țări ne arată că partidele regionale sunt o soluție dacă lucrează, dacă ajung să conlucreze împreună cu partidele naționale. Însă de undeva trebuie pornit. Și pentru că în Moldova, după cum bine a spus, investițiile majore au fost lăsate mereu la urmă și doar la 4 ani veneau domnii de la București de mânuță cu candidați pe care ori îi cunoșteam, ori nu îi cunoșteam și ne spuneau ce bine va fi Moldova dacă vom vota cu X sau cu Y, cred că este momentul să încercăm și să vedem ce se poate face. Cu siguranță însă, un partid regional, un partid local este mult mai bun ca soluție administrativă pentru genul acesta de alegeri, fiindcă, dacă vorbim de partide locale, aceste partide ar trebui să fie formate din oameni care sunt din cadrul comunității și atunci este foarte simplu, ei știu mai bine, pentru că trăiesc în comunitate, care sunt problemele și pot să vină și cu soluțiile. Teo, o doamnă care lucrează în Parlamentul European și care este fan al emisiunii noastre, spune așa: când o văd și aud pe invitatea dumneavoastră, îmi vine curajul să candidez și eu. Cine știe, peste 4 ani poate. Este o doamnă implicată foarte tare în tot ce înseamnă acțiune. Îi mulțumesc pentru acest gând bun și eu cred că este nevoie de oameni competenți în politică. Bun, acum, ai ales să candidezi la primărie direct. Da. Ești unul dintre oamenii care cunosc bine, dacă eu spun foarte bine, dar hai să spunem bine, bine, realitățile din Roman. Haideți să spunem celor care se uită la noi, de ce un jurnalist care de pe platforma lui pe care o avea el de jurnalist a făcut timp de atâta timp, a tras tot timpul semnale de alarmă în legătură cu lucruri care îi se păreau lui că nu sunt bune, acum vine în scenă și încearcă să schimbe aceste... Nu e o poziție dificilă pentru tine? Știți, eu niciodată nu mă gândesc la un lucru dacă este dificil sau ușor. Eu stau și mă gândesc, pot să fac acel lucru sau nu pot să-l fac. Și acum nu m-am gândit doar la mine, pentru că vorbim totuși de o echipă, da? Eu nu sunt singură, suntem o echipă. Și vorbim și despre echipă imediat. Și am analizat, se poate sau nu se poate? Ok, ce avem de pierdut, ce nu avem de pierdut și nu ne-am gândit dacă este greu sau ușor. Toată lumea, sau multă lume m-a întrebat acest lucru. Nu, eu consider că se poate și atunci, dacă se poate, am proces la drum. Deja ai și felicitări. Liviu Harbus, salut această candidatură. Avem nevoie de astfel de oameni să se implice. Succes, Teo! Îi mulțumesc, domnului Harbus, și îl salut. Și nu vine de la un partid, de la un membru de partid de la tine. Da. Și eu salut candidatura ta. Încă o dată spun de ce. Îmi place când cineva are acest curaj să treacă o barieră, să implice. Recunosc că dacă aș fi avut ceva ani mai puțin, cred că aș fi făcut la un moment dat și eu pasul acesta. Acum este momentul în care trebuie acest pas făcut de toți cei care simt că au ceva de spus și de făcut pentru o comunitate. Este o perioadă în care trebuie să reseteze lucrurile. Bun, ce nu-ți place la Roma? Nu-mi place la modul în care este coordonat Romanul, pentru că mie Romanul îmi place foarte mult, de-aia m-am întors acasă. Așa. Deci nu-ți place cum este coordonat. În ce fel? Sunt multe probleme, dar haideți să începem cu lipsa de transparență. Se iau foarte multe decizii care au impact asupra orașului și care nu sunt discutate înainte. Avem un stadion cu o istorie bogată în spate, cărui tribune au fost demolate în pandemie, în plin avânt de coronavirus, ca să spun așa, când la spital existau probleme, când nu aveau medicii nici măști și nici combinezoane și nici multe alte lucruri, pe stadion se lucra de zor la a dărâma tribune. Fără ca oamenii să fie înștiințați ce va urma, fără a li se cere părerea, fără ca lucrurile acestea să fie discutate și asumate. Eu cred că atunci când facem lucruri de impact pentru societate, trebuie să discutăm și nu trebuie să discutăm doar pentru că ne impune legea. Știți foarte bine că sunt dezbateri publice obligatorii pentru puzuri, pentru puguri și așa mai departe. Și care trebuie să recunoaștem că ele numai dezbateri publice nu sunt.
Am fost la câteva și eram singurul outsider, ca să spun așa, pentru că în rest erau doar cei din primărie, partea interesată care era fie în mod direct prezentă, fie printr-un reprezentant, avocat sau arhitect, și cam asta era toată dezbaterea. Era o dezbatere în familie, ca să spunem așa. Nu în marea familie. Nu în marea familie, ci în familia mică. Așa. Și eu consider că trebuie să scăpăm de această mentalitate în care facem lucrurile închis. Lucrurile trebuie făcute discutând, comunicând și conlucrând cu oamenii. Administrația nu este un șef. Administrația trebuie să fie un colaborator al omului care lucrează în altă parte, dar plătește taxe și impozite și contribuie la bugetul local. Cel puțin un colaborator egal ca nivel de discuție. Să nu mai punem că ar trebui să fie în slujba cetățeanului, nu numai să colaboreze cu cetățeanul. Pentru că lucrurile sunt discutate. Uite, sintagma asta mie mi-a plăcut. Marea familie romașcană. Ce spune ție numele, această sintagmă, Marea familie romașcană? Pentru că mie mi se pare că ea era folosită în sensul Marea familie romașcană a celor care conduc romanul, indiferent de partid. Sau care sunt implicați în conducerea și în destinul investițiilor locale, indiferent de partid. Nu se referă la marea familie romașcană a locuitorilor orașului și a intereselor lor. Mie îmi sună așa. Nu știu cum îți sună ție. Din păcate, această sintagmă care, dacă e ar fi frumoasă, fost dacă bine folosită, da, ar fi însemnat de fapt coeziune, este doar un motiv de ironie printre romașcani. Nici nu mai trebuie să-mi dau eu cu părerea, pentru că oamenii, în momentul în care vor să facă o ironie la adresa celor care coordonează acum anumite pârghii administrative, vorbesc despre Marea familie romașcană și pun ghilimele. Deci chiar nu cred că mai este nevoie de foarte multe comentarii. Bun. Vii și vorbesc despre o echipă. Ce ne poți spune despre echipa cu care vii? Echipa cu care vin este tânără. Este sătulă. Asta este primul lucru. Este competentă. Are expertiză fiecare pe domeniul său de activitate. Cu toții eram bine și suntem bine din punct de vedere familial și profesional cu ceea ce facem acum, cu ceea ce făceam până săptămâna trecută. Nu am fi avut nevoie să ne implicăm politic dacă alternativele... Liniștiți. Da, noi trăiam bine, mersi. Și nu am fi avut nevoie să ne implicăm politic dacă alternativele de la celelalte partide ar fi fost viabile. Chiar nu ar fi fost nevoie. Nu am făcut-o atâția ani de zile, puteam să stăm liniștiți. Dar în momentul în care noi am venit cu proiecte, am venit cu idei, am atras atenția, trebuie să ne mișcăm repede, haide să facem lucruri și răspunsurile sunt nu știm, nu se poate, n-avem cum, atunci chiar cred că dacă vrem ca și copiii noștri să aibă o șansă de a locui în Roma, trebuie să luăm taurul de coarne și să intervenim. Bun. Ce te-a enervat în activitatea administrației romașcane? Aroganța. În afară de lipsa de transparență. Aroganța. Aroganța. Ei le știu pe toate, le știu foarte bine, ceilalți greșesc, doar ei au dreptate. De când este această aroganță? În ultimii ani... E un trend crescător în ceea ce privește această manieră de a privi pe toți ceilalți care nu sunt de acolo din cercul lor de influență. Care sunt lucrurile bune care s-au făcut în Roma? Lucruri bune? Pentru că eu sunt convins că tu ești un candidat de pe poziția pe care ai venit, de jurnalist care ai văzut cam tot ce s-a întâmplat. Eu dacă ar fi să mă întreb, eu nu candidez la roman, deci nu știu dacă e meritul administrației, că nu știu. Dar faptul că romanul și zona romanului s-a dezvoltat dintr-un anumit punct de vedere al capacităților, nu știu dacă industriale neapărat, dar depozite de angro, etc., a creat așa un fel de premize pentru o dezvoltare ulterioară. Da, dar vedeți, aici nu e... Neapărat meritul administrației și vă spun și de ce. Întrebat. Unele depozite, într-adevăr, sunt pe raza administrativ-teritorială a municipiului roman. Cele mai multe însă nu sunt.
pentru că oamenii de afaceri și marile companii, în momentul în care au vrut să dezvolte depozite logistice în zona Moldovei, au luat harta, s-au uitat și au văzut cine e centrul Moldovei, Romanul. Prin urmare, mergem acolo, pentru că de acolo pornesc și căi rutiere și căi feroviare care ne pot duce marfa la destinația finală. Ei bine, dacă nu ar fi existat acești investitori care să dorească să facă lucruri, probabil că Romanul ar fi rămas la nivelul de acum 8-9 ani. Și ca să înțelegeți cât de repede se mișcă mediul de afaceri față de administrație, noi avem o trecere la nivel calea ferată la intrare în municipiul Roman venind dinspre Iași și Suceava, care este de 10-15 ani distrusă și cunoaște. Tot timpul ni se spune cunoaște. Că nu se poate, că am făcut, că nu ține de noi și așa mai departe. Deci orice variantă spune că au încercat de rezolvare a dat greș. Însă, chiar lângă acea trecere, este o stradă laterală, se numește Strada Nordului, pe care s-au dezvoltat mai multe firme de-a lungul anilor. A venit într-un final și Holcim, care a dezvoltat acolo ceva. Și strada, bineînțeles că era neglijată de administrația publică locală, fiindcă acolo erau câteva firme, puține la număr, neinteresante pentru cei care erau la primărie. Nu era asfaltată. A venit Holcimul, a făcut o donație către primărie și a acoperit majoritatea costurilor legate de asfaltare, iar acum pe strada Nordului se merge fără probleme și asfaltul este cam palmă. Dar lucrurile au fost făcute datorită intervenției sectorului privat. Dacă noi n-am fi avut această poziționare geografică care este un dat al naturii și n-am făcut nimic pentru a obține aceasta, probabil că situația aș fi fost cu totul alta, pentru că, din păcate, un exemplu ca cel pe care l-am explicat mai devreme arată că administrația nu are o viziune, ci doar se folosește de ideile sectorului privat într-o manieră uneori discreționară. Bun, haideți să vedem care este viziunea lui Teodora. Trebuie să folosesc numele de pe afiș. Mi-e greu. Baciu și a echipei sale pentru viitorul Roma. Cu ce să încep? Cu multe. Cu ce dorești tu? Eu voi fi foarte atent și te opresc când simt nevoia. În primul rând ne dorim un oraș mai curat, mai verde și să putem să respirăm oxigen. Avem arbori care acum sunt niște praștii și care nu au nicio valoare estetică și nicio valoare reală de producție de oxigen pentru că nu au coroană. Sunt lucruri absolut normale pe care le vedem în altă parte, dar la noi nu se poate. La noi nu se poate călca iarba, pentru că iarba, nu știm din ce motiv, este depusă în vitrină. Cu toate că dacă mergem în alte orașe din această țară, ca să nu mai facem comparația cu străinătatea, lucrul acesta se întâmplă și este absolut necesar să poți, locuind la bloc între patru pereți, să poți să ieși undeva, să stai să citești o carte, să asculți muzică la căști, în sensul acesta, sau pur și simplu să te relaxezi la umbra unui copac. Sau să citești la umbra. Am pus cititul mai la coada clasamentului pentru că tinerii poate că nu mai citesc atât de mult, poate se uită la filme pe telefon, dar cu siguranță au nevoie să stea undeva în aer liber. Ne dorim de asemenea un oraș care să nu mai sufere din cauza lipsei apei dacă se întâmplă o avarie majoră. Romanul depinde de o singură sursă de captare a apei, cea de la Pildești Simionești. Iar nivelul de secetă din ultimii ani arată că lucrurile se înrăutățesc de la zi la zi și de la an la an, și trebuie intervenit. Cu ce se poate interveni? Se poate interveni cu foraje de mare adâncime, în așa fel încât apa pe care o extragem să fie mai puțin poluată, să aibă nevoie de o tratare mai mică decât dacă ar fi de puțin tratament. Mai puțin tratament și, bineînțeles, să nu mai depinde atât de mult de condițiile meteo, pentru că în momentul în care ai o captare de joasă adâncime, depinzi foarte mult de nivelul de apă din pâza freatică, de la suprafață. Și mai sunt multe alte lucruri. Trebuie să dăm încredere din nou oamenilor în administrație. Oamenii nu mai au încredere în ceea ce se întâmplă în primărie, în ceea ce se întâmplă în spital. Iar acest lucru vine din faptul că foarte mulți ani administrația locală nu a fost un partener de dialog. Încrederea aceasta trebuie reconstruită, pentru că administrația trebuie și e normal să lucreze pentru oameni. Fără administrație nu s-ar putea face multe lucruri în oraș. Administrația are rolul ei. Însă, în momentul în care nu suntem un partener de dialog, lucrurile se desfășoară cu dificultate. Orice ar spune cineva din primărie, și poate să fie o idee extraordinară, să fie cea mai bună idee, poate, a ultimilor ani, oamenii se vor uita circumspect și vor spune: nu am încredere.
Și acesta este marele, nu știu, e marele obstacol al democrației, faptul că oamenii nu mai au încredere nici în administrație și nici în politicieni. Politicienii în general nu mai au încredere. Eu îți spun, ieri am avut doi tineri care nu mai au făcut politică în emisiune. Vreau să spun că reacția celor care s-au uitat la cei doi tineri pe mine m-a bucurat extrem de tare. Au fost mulți care s-au uitat, erau figuri noi și inspirau, cum să spun, încredere și dorința. Toată lumea a spus, dom'le, nu sunt politicieni, se vede. Nu au limbajul de politicieni. Dar arată că vor să facă. Asta așteaptă lumea. Oameni care să vină și să facă ceva, pe care, lucruri pe care oamenii să le simtă. Și asta este foarte important. Eu am în proiectul pe care l-am prezentat public deja un capitol separat, se numesc primele 100 de zile de mandat. Vorbește-mi despre primele 100 de zile. Consider că oamenii trebuie să vadă rezultate concrete și măsurabile. E foarte frumos să spui, voi face cândva, voi realiza ceva. Da, spre exemplu, Roma nu are nevoie de un parc industrial. Este o mare provocare să facem acest lucru. În același timp, dacă nu-l facem și dacă nu-l facem cât mai repede, Românul va face implozie. Fiindcă firmele, dacă nu vor mai avea loc, se vor duce în altă parte. Însă, în același timp, Românul a fost vândut la bucată în ultimii ani, într-un rit foarte interesant. Despre aceste lucruri însă voi detalia probabil săptămânile următoare. Dar te rog să vii într-o emisiune, că abia aștept. Mie, știi că îmi plac lucrurile astea. Să văd și eu cum funcționează mecanismele astea de vânzare. Vânzare, cumpărare și beneficii la final. Revenind însă, un parc industrial nu se poate face de pe o zi pe alta. Trebuie o gândire, trebuie o proiectare. Soluții știu că există, le-am văzut aplicate și în țară și în străinătate. Deci nu există să nu se poată. Revenind la cele 100 de zile de mandat, sunt măsuri de normalitate. Îmi doresc să pot să discut cu oamenii la modul sincer, astfel încât ei să aibă încredere că ceea ce discutăm este confidențial. Vreau ca în momentul în care se vor mai organiza concursuri de angajare în primărie și în instituțiile subordonate, acestea să se facă în mod transparent. Avem bacalaureat, avem examene la universitate, toate sunt înregistrate audio-video. Trebuie să se poată și la un concurs de angajare în primărie și în spital. Trebuie să te opresc pentru că întrebare. Domnul Ion Ștefan, dacă ajunge să câștige primăria Roma, în care ar fi numărul de angajați minim necesar pentru activitatea eficientă a instituției? De asta te-am întrebat, că se plia pe ce spuneai tu înainte, apropo de concursuri. Cu siguranță este un număr ceva mai mic decât cel existent acum. Nu pot să vin să vorbesc că voi avea nevoie de 200 de oameni sau de 300 ca să fac treaba, pentru că nu am de unde să știu acum la acest moment. Lucrurile acestea trebuie făcute realizând înainte o evaluare obiectivă. Dar cu siguranță, la cum am văzut că se mișcă lucrurile în anumite birouri din primărie, se poate face treaba cu mult mai puțini angajați. Da, te rog. Mă scuzați, voiam să spun că un lucru pe care îl voi face în primele 100, pe care l-am gândit a fi realizat în primele 100 de zile, este tocmai să facem o evaluare obiectivă și să începem cu acei funcționari publici împotriva cărora în ultimele 24 de luni au existat sesizări. Fiindcă trebuie să vedem ce funcționează și de ce nu funcționează și care sunt măsurile care s-au luat pentru ca lucrurile să fie îmbunătățite. Și spun aceasta pentru că am avut o situație pe care o cunosc personal, în care o persoană ce nu a înregistrat o sesizare făcută către poliția locală a trecut prin nu știu câte comisii, dar n-a pățit nimic. Deci lucrurile acestea nu trebuie să se mai repete. Bine, este o obișnuință. Păi, nu trebuie să mai fie o obișnuință, da. Pentru că într-o firmă, atunci când persoana angajată și plătită să facă un lucru nu-l face, este prima dată mustrată, apoi sancționată și apoi, dacă nu, pleacă acasă. Pentru că asta e, patronul nu-și permite să cheltuie bani pe cineva care nu este complet productiv. Ori, în administrația locală, de ce am face altfel? De ce banii romașcanilor trebuie cheltuiți oricum? De ce nu contează performanța? Da, poate n-ar fi rău ca lucrurile astea să fie tot așa transparent spuse. Doamne, sunt cercetați disciplinar 8 angajați. Este vorba despre Cutărescu, Cutărescu și Cutărescu. Pentru ce sunt cercetați disciplinari? Pentru că a fost o reclamație împotriva lor. Pentru. Și atunci, în mod sigur, după ce se dau aceste exemple,
lucrurile vor merge pe un făgaș mult mai normal în privința activității funcționarilor. Altfel nu. Un alt lucru pe care l-am scris este legat de acel pacient misterios. Oamenii care ajung la Spitalul Municipal de Urgență Roman se plâng în primul și în primul rând de atitudinea unora dintre angajații spitalului. Și atunci, ca să mergem pe partea constructivă și să nu dăm exemple de așa nu, ci să dăm exemple de așa da, pentru că e important să privim lucrurile la modul constructiv, nu neapărat să arătăm cu degetul ce nu merge, am considerat că un pacient misterios ar putea să vină și să spună din 10 angajați ai spitalului care au intrat în salonul în care am fost internat eu o zi sau 3 zile, 5 au fost foarte profi, 3 au fost așa și așa și unul, domnule, a stricat totul pentru că a dat cu bâta în baltă. Și atunci mergem către acei 5 care au fost extrem de profesioniști și îi arătăm public și le spunem că oamenii ăștia și-au făcut treaba. Hai să facem precizarea. Vorbești despre spital pentru că la Roman spitalul este în subordinea administrației publice locale, nu este ca spitalul județean de la Piatra, deci, care e în subordinea CJ. Să precizăm acest lucru ca să nu intre alții la idei. Da, deci în cele 100 de zile mi-ați spus deja 4 lucruri pe care vreți să le faceți, mai aveți și altele? Da, mai sunt și altele, este o listă mai lungă. Deci eu nu mă grăbesc. Cu tine azi nu mă grăbesc. Ei, nici nu putem să abuzăm de... Nu, abuzați. Da, uite, până când mai te gândești... Păi nu, că le știu. Te rog, eu știu că le știi, dar uite, vreau să fac comentariu. Mă bucur să aud că nu sunt singurul care crede în astfel de obiective. Apropo de accesul cetățenilor în zonele verzi, iarbă, așa, pare un lucru de suet, dar este un lucru simplu și foarte important. Și este o normalitate, completează altcineva, cetătorii discută, la noi așa se întâmplă, între ei, pe marginea emisiunii, este o normalitate peste tot în lume. Să intri într-un parc, să poți călca pe iarbă, dar o iarbă îngrijită, o iarbă în care poți să te duci, pentru că până la urmă ești cetățean al orașului și parcul ăla este al orașului. Da. Te întreabă cineva, dar după ce termin cu cele 100 de zile, credeți că 4 ani este o perioadă de timp suficient de lungă pentru ca un primar să-și poată lăsa amprenta într-un mod semnificativ pe o comunitate? Având în vedere noutățile cu privire la descentralizarea în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, cred că devine acest termen de 4 ani un termen rezonabil în care lucrurile se pot schimba semnificativ. Pentru că în momentul în care nu mai depinzi de București pentru atragerea fondurilor europene prin programul operațional regional, deja lucrurile sunt mult mai simple și se pot rezolva mult mai repede. Mă bucură foarte tare această veste. Am citit ieri în presa națională despre această decizie. Era cumva o decizie normală. Autoritatea de management, da, la Agenția de Dezvoltare. Deci era o decizie absolut normală. Polonia o folosește de atâția ani și știm cât de bine a lucrat și a obținut fonduri europene. Știi de ce nu s-a luat până acum? Îți spun eu de ce nu s-a luat. Pentru că niște birocrați la București se chinuie de vreo 2 ani de zile să găsească soluția ca fondurile prin agenția ca agenția să poată face plăți, ea fiind un ONG, practic este un ONG, și ar urma să gestioneze fonduri naționale, europene, și ar trebui să facă plăți. La noi legislația nu permite unui ONG să facă plăți de acest gen. Și când e o cauză bună, legislația, da, se modifică. Și atunci n-au găsit soluția de atâta timp, deși în perioada de preaderare agenția a făcut, exista soluția aceasta. Este de noaptea minții, dar salutăm faptul că acest lucru s-a întâmplat și pentru județul Neamț ar trebui să fie, mai mult decât pentru celelalte județe din regiune, o mare oportunitate. Eu am spus-o astăzi de 3 ori în emisiunea trecută, o spun și acum, este un lucru extraordinar că se întâmplă lucrul ăsta, condiția ca agenția să-și îndeplinească treaba. Da, Agenția de Dezvoltare Regională chiar a dovedit că poate să facă performanță și cu autoritatea de management la București. Ar fi extrem de surprinzător pentru noi toți să nu facă performanță mai bine decât până acum, având în vedere că va fi și factor decizional. Revenind la cele 100 de zile, spre exemplu, una dintre ideile pe care le am este a deschide terenurile de sport din curțile școlilor romașcanilor, pentru că în momentul în care ai tineri care de mici sunt învățați, oameni care devin adulți și de mici sunt învățați cu activitatea fizică, vor deveni niște oameni mai sănătoși.
Practic, sportul înseamnă sănătate și pentru fizic și pentru psihic. Însă cele mai multe locuri în care se poate practica un sport, la nivel de amatori vorbesc, în municipiul Roman sunt cu plată. Și atunci, dacă o familie are 3 copii, s-ar putea să nu-și permită să plătească pentru acces în diferite zone și în diferite baze sportive. Prin urmare, cred că terenurile de sport nu mai trebuie să stea încuiată cu lacă, ci trebuie să fie modernizate cele care au nevoie de modernizări urgente și să fie lăsate la dispoziția copiilor. Să bată mingea, părinții care își învață copiii să meargă pe bicicletă să se ducă acolo ca să fie feriți de traficul din oraș și așa mai departe. Deci chiar trebuie să lăsăm lucrurile acestea să se întâmple. Orașul este al oamenilor și oamenii trebuie să-l folosească. Nu trebuie să stăm, cum mai este și în laboratoare. Acolo unde mai sunt laboratoare în școli, de cele mai multe ori microscoapele și toate usențiile cu care se lucrează stau în vitrine. Să nu fie sparte, pentru că nu mai este la inventar. Dar acestea sunt niște consumabile. Ok, un microscop nu este neapărat un consumabil, ci va fi folosit cu grijă. Dar cu siguranță câteva probete sparte nu sunt un capăt de țară. Eu o să spun ceva. Acum un an și ceva am făcut un șir de anchete în școlile și liceele județului apropo pe această tematică. Laboratoare de chimie, de fizică, constatările au fost îngrozitoare. Îngrozitoare, în sensul a ceea ce spui tu. Închisem dulapuri, nu se cumpărau substanțe sau erau foarte puține și reacția care a venit dinspre mediul respectiv a fost și asta e problema cu care ne confruntăm noi acum. Da, asta e problema. Noi avem alte probleme mult mai importante. Nu, asta este problema, pentru că școala este despre elevi și nu este despre profesori. Asta am încercat să spunem și noi, dar reacția a fost incredibilă. Și sunt profesori în Roman care înțeleg treaba asta. Unul dintre ei este, bineînțeles, Ovidiu Albel, care este în echipa mea. Dar... Ovidiu, îl salut pe Ovidiu și eu, că este un domn extraordinar. Și Ovidiu este unul dintre oamenii, poate mulți din Roman, care n-au mai făcut politică niciodată. Și el face activități cu tinerii de mai bine de 10 ani. Și cunoaște despre politică, destule. Și cunoaște destule. Din meseria pe care o are. Cunoaște foarte multe, da? Și cu toate acestea, deși nu s-a mai implicat politic, deși în discuțiile pe care le-am avut în anii anteriori a spus de atâtea ori că nu-mi trebuie, nu vreau, așa ceva nu este de mine, în momentul în care am discutat acum, a fost ok, hai să facem treabă pentru că este timpul. Adică se simte nevoia de schimbare și se simte nevoia de schimbare reală, începând cu mentalitatea și terminând cu toate lucrurile acestea pe care le vedem ca fiind normale în altă parte, dar la noi sunt cumva de domeniul SF. Bun, au trecut 100 de zile. Te-am investit primar, au trecut 100 de zile. Care sunt planurile voastre ca echipă pe termen mediu și lung? Pe termen mediu și lung sunt poate 3 proiecte importante pe care ar trebui să le abordăm concomitent din punctul meu de vedere, și anume rezolvarea problemei cu o nouă sursă de captare a apei pentru cetățeni, demersurile pentru un parc industrial, fiindcă este absolut necesar, după cum am spus, și, bineînțeles, planul de mobilitate urbană al municipiului, care să fie realizat cât mai repede, bineînțeles, fără rabat de calitate, în așa fel încât să putem să luăm fondurile europene care vor veni în perioada 2021-2027 și care sunt condiționate clar de scăderea amprentei de carbon la nivelul unității administrativ-teritoriale. Reprezinți un partid nou, foarte nou, la nivel regional și național. El vine cu un proiect pentru Moldova, probabil mai general. Care din ideile acelui proiect sunt prinse și în programul tău? Aici ne referim la șoseaua ocolitoare. Romanul are nevoie de o centură ocolitoare și în unele cazuri, dacă e să ne referim la Bacău, se poate ca parte dintr-o viitoare autostradă să fie construită mai repede, tocmai pentru a da posibilitatea cetățenilor care vor să tranziteze un oraș să o facă prin marginea acestuia. Este absolut nevoie să avem o centură ocolitoare în adevăratul sens al cuvântului la Roman. Romanul are trafic de autostradă pe măsurătorile ce strin din 2015 și de atunci parcul auto a crescut semnificativ și cu siguranță dacă se vor mai face măsurători ce strin anul acesta, pentru că din cauza pandemiei e posibil ca lucrul acesta să fi fost amânat, dacă se vor mai face măsurători, cifrele vor ieși
superioare, mai mari față de cele din 2015. Trebuie să rezolvăm această problemă pentru că nu avem o centură ocolitoare. Avem Roman-Est, care e o glumă proastă, și avem Roman-Vest, care trece efectiv prin oraș. Roman-Vest nu mai este o șosea ocolitoare pentru că s-au dezvoltat deja foarte multe firme și atunci chiar media de deplasare era undeva de 13 km la oră într-un experiment pe care l-am făcut pe la începutul anului. Deci... Eu mi-aduc aminte că m-a invitat la un eveniment odată la Roman, nu de mult, și trebuia să ajung la ora 9 sau 10, nu mai țin minte exact, 11, și am plecat, mi-am făcut eu calculele cum ajung până acolo și am numerit într-un ambuteiaj de toată frumusețea și am întârziat vreo 15 minute. Deci, ceea ce era de demonstrat, da? Bun. Vorbește-mi un pic despre echipă. L-ai amintit pe Ovidiu Albert și, într-adevăr, este un nume și o persoană mai mult decât onorabilă și implicată în tot ce înseamnă civism, nu numai în Roman. Eu am avut plăcerea să fiu cu el alături la niște cazemate făcute și le-am curățat acolo și chiar a venit cu un grup de copii senzațional. Deci chiar e o plăcere să stai de vorbă cu el, să lucrezi. Spune-ne și alte nume, dacă vrei, dacă poți. Bineînțeles. Unul dintre membrii echipei este Bogdan Roman. El candidatul este pentru Consiliul Județean? Nu. Nu. Nu știu de ce mi s-a spus ceva de genul ăsta. Bine, toată lumea a spus despre Bogdan Roman și că va candida la primărie, da, spre la exemplu. Da, la un moment dat și eu te-am întrebat lucrul ăsta, dacă ți-i vine minte. Și mi-ai dat un răspuns așa. Da. Păi nu putem decide pentru alții, nu putem, deci, să vorbim. Este în membru al echipei tale, da? Da, este membru în echipa mea. Așa? El este implicat civic, este unul dintre fondatorii Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei. Este, sau mă rog, a fost parte din aceste ONG-uri care au militat pentru autostradă. A fost prezent atunci când s-a votat legea pentru Autostrada Unirii, a fost prezent în Parlament și a fost la discuții în momentul în care Dragnea le-a bătut obrazul că ce faceți voi aici, creați precedente și e periculos. Adică vorbim despre un om care, deși a stat departe de lumina reflectoarelor, a fost extrem de implicat în viața civică. Vorbim despre Adrian Gherghel, care are o conexiune specială cu tinerii și care este antreprenor de foarte mulți ani în oraș. Vorbim despre Liviu Ilie, iarăși un om care este cunoscut în Roman, dar care nu a mai făcut politică. El tot timpul a vrut să-și vadă de business-ul lui și să stea deoparte. Vorbim... Cum i-ai convins? Cum i-am convins? Deci chiar este foarte important lucrul ăsta. Dar știi, oamenii de business, pe profilul cel care l-ai spus înainte, sunt oameni, doamne, zice, pe business-ul meu merge, îmi fac treaba. Probabil s-au săturat. Știți, nu cred că i-am convins eu acum. Părerea mea este că i-a convins activitatea mea din ultimii 10-12 ani, din 2007 încoace, de când fac presă. Cred că asta i-a convins. Și cred că i-a convins faptul că eu de fiecare dată când am dat peste o problemă, am căutat metode de a o rezolva. Și cred că i-a convins și faptul că atunci când m-am dus la Bruxelles, am tras pentru oraș. Și cred că i-a convins și faptul că atunci când m-am dus în Franța și am făcut voluntariat, am venit acasă și am zis, hai să facem și noi ceva similar. Să facem același lucru și la Roma. Da. Da. De ce trebuie să stăm, să așteptăm, ne uităm la alții, ne minunăm, vai ce frumos, dar la noi nu. Haideți să facem. Cred că asta i-a convins mai degrabă decât două, trei vorbe spuse atunci la întâlnirea respectivă. Pentru că dacă ei nu ar fi avut un astfel de background, probabil că ar fi zis cum le-au spus și celorlalți ofertanți, nu ne interesează. Sau dacă, din respect pentru tine, ar fi spus, Teo, te ajut în campanie cu ce pot, dar eu, știi, nu vreau să intru în luptă, te ajut cu ce ai nevoie, că așa se întâmplă de foarte multe ori. Da, au fost și situații în care am fost sunată, am fost felicitată pentru curaj, a zis, vai ce faină echipa, eu stau în spate, vă ajut cu ce pot, dar în linia 2 sau linia 3 să nu fiu vizibil. Da. Sunt și astfel de da, situații, le înțelegem, pentru că în spatele acestei afirmații de multe ori stă o argumentare. Da. Cum au fost reacțiile, nu ale oamenilor simpli? Te cunoaște foarte mult în lume, în Roman, ați ieșit și pe stradă, am văzut. Care a fost reacția oamenilor? Surprinzător de bună. Eu tot timpul sunt extrem de critică cu mine, în general. Și mereu spun, n-a fost bine aia, n-am făcut bine. Adică
așteptările mele față de mine însă sunt undeva foarte sus. Și deci oamenii te-au primit ok, da? A fost surprinzător de bine, oamenii sunt deschiși, vor schimbare. Am ascultat ce au avut de spus, le-am răspuns la întrebări, am schimbat idei, chiar și când nu am fost de acord pe anumite chestiuni, a rămas că se vor mai informa. Deci, important este să deschizi ușa către dialog și restul se rezolvă. Dar feedback-ul chiar surprinzător și le mulțumesc. Acum te întreb nu eu, ci papagalii noștri de la rubrica de papagali. Știi că au reapărut papagalii. Ei spun că ți-au luat un interviu așa de pe craca lor pe unde stau și că ai avea alergie la o mâncare, la mici. Este adevărat? Nu mănânci mici? Nu mănânc mici. Nu mănânci mici. Nici nu-ți plac? Nu, eu doar îi perpelesc. Dar îi perpelești, da? Deci asta apropo de contracandidații tăi, dar îți place, nu știu, era un film, l-am văzut mai de mult, și o operă foarte bună, Dalila și Samson, sau Samson și Dalila. Ți-ar place să joci rolul Dalilei? Nu știu dacă am nevoie să joc rolul Dalilei. Apropo de poziționarea vis-a-vis de cei care probabil vor fi principalii tăi contracandidați la Roma. Da, eu am treabă cu micii deocamdată. Deci ești... Da, eu chiar acolo cred că sunt în momentul respectiv. Da, este o activitate interesantă asta cu perpelitul micilor. Păi bănuiesc că te-ai și antrenat un pic. Atâția ani de zile am experiență. Da. O să devin șef în prăjitul micilor. Bine, o să sau fie... în arsul micilor. Știi cum, perpelește, lasă, arsul nu este. Așa, dacă e chiar bun, știi, mirosul, chestii. Nu. Uite, m-am bucurat foarte tare că ai venit în această emisiune și încă o dată spun, e foarte bine că ai făcut acest pas. Cum crezi că vor evolua lucrurile în această campanie în Roma? Nu mi-a făcut neapărat o idee despre cum vor evolua, pentru că în primul și în primul rând este incertitudinea aceasta legată de data alegerilor. Este posibil ca alegerile să se amâne, fiindcă discuții la nivel național au existat și sunt deja mai multe voci care spun că este posibil acest lucru. A venit președintele și a spus că din punctul lui de vedere alegerile ar trebui să fie ținute. Cum noi suntem o țară democratică... Ascultăm ce zice președintele. Deci dacă a spus președintele așa, noi în mod democratic probabil că vom fi de acord, pentru că Partidul de Guvernământ este de acord cu ce spune președintele, nu văd de ce nu vor fi alegeri. Revenind la întrebarea dumneavoastră, mai important decât a vedea pe ansamblu campania electorală, o să mă concentrez pe a prezenta proiectele pe care le avem pentru orașul oamenilor. Și vom încerca să stăm de vorbă cu cât mai multă lume, păstrând distanța, stând de vorbă în aer liber, nu vom face meeting-uri, întâlniri în spații închise, pentru că e important să respectăm aceste reguli, dar vom încerca să ieșim cât mai mult pe teren și să luăm contact cu oamenii. Întrebare de la papagal. Micu se frige pe 3 părți sau pe 4? Asta aflăm după 27. Aflăm după 27. Teobaciu, îți mulțumesc pentru participarea la emisiune și dorim succes ție și tuturor celor care vin în acest platou. Va fi interesantă, stimați telespectatori, campania în Roman, fie și numai pentru faptul că printre competitori este de data aceasta un jurnalist adevărat care știe toate mecanismele, știe cum se mișcă lucrurile, cunoaște cum funcționează sistemul acela care a ținut în funcție marea familie, nu a romașcanilor, ci marea familie romașcană. Căruia competitorii nu-i vor putea spune niciodată privind o în ochi, știi, noi am făcut lucrul ăsta pentru că... Nu, pentru că în calitate de jurnalist, de exemplu, știe ce e și cum e cu corturile prin oraș, știe ce și cum se împart anumite lucrări și mai ales știe ce și cum se gândește administrația publică locală în zonă. Cele bune, oameni buni,
Sper să avem cât mai mulți candidați pe acest profil. Va da bine, vă spun eu. Cele bune!